și încă doi tauri. Și acum se pune problema, care este ar potrivi și s-au gândit la taurul Elfa. O să iau aici chestia asta, catalogul, și o să-i verific ascendența. Da? Pe trei generații, una, două, trei generații. Asta înseamnă părinți, bunici, străbunici. Da? Părinți, bunici, străbunici. Fac în așa fel încât să nu am consanguinizare. Asta e prima condiție. Asta înseamnă că în principiu aici și aici nu ar trebui să găsesc un strămoș comun. Pot să accept, în cel mai rău caz, ca aici să fie un strămoș comun și spun și de ce. În general, dacă voi găsi un strămoș comun la nivelul ăsta, deci generația a treia, este un grad de înrudire, se consideră o consanguinizare moderată. Pot să accept chestia asta pentru că consanguinizarea asta e o chestie și bună și rea. Trebuie să știi cum să o folosești. E bună pentru că are o capacitate de transmitere mai mare a caracterului unui animal consanguin. Pe de altă parte, e rea pentru că o să înrăutățească caractere de funcționalitate. Asta înseamnă viabilitate la viței, reproducție și toate celelalte chestii. Aici nu avem strămoș comun. E ok. Mă duc mai departe și mă uit așa. Producție de lapte. Am valoare 110 aici, 113 aici. Deci vor fi bune de lapte. Mă uit la capa casein. Am AB aici, AA aici. Deci probabil că descendenții din această combinație vor fi AB sau, sau AA. E ok. A1, A2 aici. Am spor de creștere și valoare de ameliorare carne. 116 aici, 104 aici. Deci vor fi niște vaci de profil mix. Asta înseamnă și lapte și și carne. Și cel mai mult mă interesează dintre toate chestiile astea, mă interesează funcționalitatea. Și mă uit aici. Ia uitați-vă. Am durată de exploatare 113. E foarte important să întăresc calitățile și să slăbesc defectele. Adică nu, să nu fac ca minusul să meargă tot pe minus. Pentru că atunci două rele împreună nu o să facă niciodată ceva bun. Și atunci, ia uitați, am 113 aici, 116 aici, da? Deci vor fi cu animale cu durată de exploatare bună. Am 109 aici, sănătate ulcilor, 105 aici, vor fi sănătoase. 110 celule somatice aici, 102 aici, e ok. Mastite 105 aici, 116 aici, e ok. Deci mă duc mai departe. Asta are mici probleme cu persistența, 83, îl corectează aici, 106, deci o să o aducă spre bine. Au fertilitate foarte bună amândoi taurii, uitați-vă la fice. Astea, atenție mare, evaluarea este făcută pe fice, deci nu pe ceea ce au ei, ci pe ficele lor. Și asta este o medie a ficelor lor. Ăsta, de exemplu, vă arăt imediat. Deci, fertilitate la fice, 118-113, foarte bun. Sănătate ungloane, ăsta cu ăsta va da bine, pentru că ăsta are 96 și ăsta are 117, deci va fi ok. Tulburări de reproducție timpului 110 cu 110, ok. Evoluție curbă de lactație, ok. Ușurință la fătare, lucru care interesează în principal pe fermier cel mai mult, pentru că la nivelul ăsta nu își permit să stea la fundul vacii 24 din 24 și atunci vacile astea trebuie să fete singure, nu cu asistență. Și mă uit aici, numai atenție mare, că cei mic când se naște va fi mic și când va fi mare, deci nu tânjiți după ușurință foarte, foarte mare la fătare, pentru că, în general, care sunt mici la naștere, vor moșteni un bazin mai strânt când vor fi adulte. Și atunci, un bazin strânt la adultă înseamnă, de regulă, ușurință la fătare mai slabă. În general, se dorește un bazin, mai ales la vacă, numai la vacă și la femeie, cât mai larg. Că atunci de acolo poți să scoți și vițelul mic și vițelul mare. Dar când e mică și strâmtă, vițelul mare n-are cum să iasă. Și atunci fermierii ăștia cu 20, 30, 50, 100 de capete, dacă nu se descurcă vaca în proporție cel puțin 90-95% să fete singură, e o problemă. Și nu-i trebuie mulți viței să-i moară pe an, că deja îl duce încet, încet spre gaură. Îndoință sau îndoi? Ia, ușurința la fătare, ia uitați, avem două evaluări foarte interesante. Am ușurința la fătare paternă, deci taurul însămânțat cu mai multe fete, cum vor făta animale din taurul respectiv? Deci ce fel de viței va transmite? Sunt tauri care sistematic transmit viței mari la fătare, în general sunt de evitat. Și avem ușurința la fătare maternă, asta înseamnă cum vor făta fiicele din taurul respectiv. Deci îi transmite o anumită conformație a bazinului din punct de vedere a lățimii crupei și a unghiului de înclinație a crupei. Și atunci, animale care au o
pupă ușor căzut, atenție, anteroposterior cam 5 cm diferență, e o cea mai ușoară cale de scoatere a vițelui din mamă și fac fătăle cele mai ușoare și cele mai puține complicații postpartum, adică după fătare. De altă parte, trebuie să fie bazinul suficient de lat din două ore, trei motive diferite. Unu, pentru că dacă are bazinul lat, vor făta ușor. Doi, bazinul ăsta, nu uitați că sub el este aparatul de producție a vacii, adică ugerul. Dacă are un bazin lat, sigur că va avea ugerul spațiu suficient și se poate dezvolta și va avea un uger funcțional. Și al treilea lucru care nu trebuie să-l neglijăm la rasa, mai ales la rasa bălțată, este faptul că cea mai bună și cea mai mare cantitate de carne la bălțată este din pistolet, se numește, adică trenul posterior, din pulpele din spate. Și atunci, dacă sunt bine dezvoltate, sigur că va fi și carne multă și atunci va fi și lapte mult. Deci astea sunt cele trei motive pentru care e foarte important bazinul. Tulbure timpurii de reproducție, am spus, au determinat genetic relativ mic, dar totuși sunt sistematic animale care creează probleme de reproducție și se știe că și mama ei a fost tot așa, rămânea greu gestantă și făcea chiști ovarieni și făcea tot felul de probleme și atunci acele animale, în general, e bine încet, încet să le dăm la o parte și să le eliminăm din efectiv. Deci nu mi-e suficient că dă lapte, nu mi-e suficient că-i cu minte, trebuie să fie așa numită vacă invizibilă în fermă. Ce înseamnă vacă invizibilă? Să nici nu știi că o ai. Ea să mănânce, să rumege, să se odihnească, să dea lapte. Să rămână gestantă cât se poate de repede, să dea un lapte bun, să stea cu minte la mulți și să-și facă treaba ei de vacă. Nu să fie mis, nu să fie vedeta fermei, nu să fie acum 50 de litri de lapte și pe săptămâna viitoare să fie pe jos trântită. Nu mă interesează genul ăla de vacă. Mă interesează vaca care nici nu știe cum am în fermă. Ea mă ajută pe mine, eu ajut pe ea, eu îi fac de mâncare, îi bag aștenut și aș vede de treaba ei de vacă. De aia e făcută să fie mâncare, da? Evoluție curbă de lactație. Mă interesează o vacă care pornește ușor în producția de lapte. Pentru că dacă începe să dea lapte foarte, foarte puternic imediat după ce fată, o să am probleme mari cu ea, pentru că în primele 100 de zile, asta înseamnă de regulă în primele 5 cicluri de reproducție, ea deja trebuie să rămână gestantă din nou ca să am anul vaca și vițelul. Pentru că dacă începe să dea producție de mare, foarte mare de lapte imediat după fătare, de regulă organismul nu e conceput să susțină și o producție foarte mare de lapte și o reproducție bună. Și atunci la una dintre ele va renunța, cam la care credeți că va renunța? La vițel. La reproducție, va renunța. Deci se concentrează să-l țină în viață pe cel care l-a născut deja. Deci vacă de lapte nu pentru noi, de fapt vacă de lapte pentru vițel. Și atunci mă interesează să aibă o evoluție a curbei de lactație nu foarte abruptă. Deci, și încă ceva, un lucru foarte important, mai ales în contextul zilelor de astăzi. E foarte important. E foarte important să dea lapte treptat și nu cantitate exagerat de mare de la început, pentru că cantitate mare de lapte de la început înseamnă un consum ridicat de concentrat. Dintre toate furajele din fermă, concentrate sunt cele mai scumpe și atunci înseamnă că vaca respectivă îmi va da laptele, îmi va da lapte mult, dar îmi va da lapte scump. Și mă interesează și din punct de vedere a criteriului economic, ce fel de lapte îmi produce vaca respectivă. Deci dacă îmi va produce un lapte din furajul pe care îl produc eu, îl am eu în fermă, înseamnă că îmi va produce în criterii de eficiență economică. În momentul în care îmi va produce mult lapte și majoritatea laptelui din furajul pe care eu îl cumpăr și dau bani pe el, deja din punct de vedere financiar, vaca respectivă mă duce încet încet spre neutralitate, să zic, ca să nu zic altfel. Din punct de vedere economic. Deci și astea sunt lucruri importante, numai ca să vă spun cât de important. Viteza de muls. La bălțată, în mod normal, avem la ora actuală cam 2,4 litri de lapte, viteză de cedare a laptelui pe minut. Nu-i nici mult, nu-i nici puțin. Nu ne dorim mai puțin, pentru că ar însemna să stăm relativ mult timp la muls. Nu ne dorim nici foarte mult, nu ne dorim peste 2,6, pentru că întotdeauna, vacile care se mult foarte, foarte ușor, deci au sfincterul
inelul din musculatură netedă foarte slab, vor avea de regulă celule somatice mari. Deci gradul de uzură a ugerului și riscul de a face mamită la vacile care se mulg foarte repede este foarte mare. Deci nu tânjiți după vaci care se mulg exagerat de repede. Să știți că sunt în practică vaci care se mulg la 4-5 litri de lapte pe minut. Nu-i cazul la bălțată. De regulă e vorba despre rasa Holstein, să știți. Deci, foarte important, viteza de muls. Deci nici prea mare, nici prea mică. Comportamentul la muls este un criteriu relativ nou apărut. Vaca de lapte trebuie să fie, spre deosebire de rasele de carne, trebuie să fie un animal foarte docil, cu care se lucrează de cel puțin 2 ori pe zi. Sau dacă merge la robotul de muls, el deja trebuie să se mulgă de 3 ori pe zi, probabil, 4 ori. E foarte important să fie un animal calm, echilibrat, psihoemoțional. Pentru că dacă este foarte agresivă sau foarte sperioasă, este foarte greu de lucrat cu ea și riscul de accidente cu personalul muncitor din fermă, cu angajații, chiar cu robotul de muls să ți-l deterioreze, este foarte mare. Și atunci îmi doresc un animal să aibă un comportament la muls de minim 95. Alea sunt vacile normale. Deja peste 100, comportament la muls înseamnă niște vaci foarte, foarte calme, foarte moi de-a dreptul. Vacii peste 105 sunt vaci moi de-a dreptul. Dacă ai robot de muls, la peste 105 înseamnă că ele se vor mișca foarte, foarte lent și atunci nu mai reușești să bagi suficiente animale în robotul de muls, în așa fel încât producătorii spun că 70 de vaci duce un robot de muls. Dacă este foarte lentă, intră greu la muls, iese greu de la muls, înseamnă că tu vei pierde undeva poate 2, 3, 4, 5, 10 vaci, vei mulge mai puțin pe zi cu robotul respectiv decât dacă ar fi un pic mai uite de picior. Deci echilibru și aici trebuie. Și din combinația asta vedeți că ar ieși un echilibru. Vedeți comportamentul la muls. E vorba despre viabilitate viței. Asta e bine să fie cât mai mare. Asta înseamnă peste 100 dacă se poate și din combinația asta iese bine. Pentru că vițelul imediat după fătare trebuie să se ridice sigur, pentru că, după cum știți, bariera, permeabilitatea membranară la nivelul intestinului pentru anticorp, pentru colostru, este maximă în primele 2 ore după muls. Deci, după ce a fătat vițelul, dacă nu ești cumva lângă el, dacă s-a întâmplat fătarea noaptea, e foarte important în primele 15-20 de minute, jumătate de oră după fătare, să se ridice singur și să fie capabil să stea în picioare și să sugă la maică-sa. Sau să-i se dea lapte. Pentru că placenta la vacă este de așa natură încât nu permite acestor imunoglobuline mari să treacă din peretele membranar prin intermediul sângelui de la vacă la vițel. Și atunci se mulge vaca imediat după fătare sau se lasă vițelul să sugă și din cauza asta e foarte importantă viabilitatea vițeilor, să se ridice cât se poate de repede. Asta e instinctual, sălbatic, pentru că toate animalele care nășteau în natură, puiul, cu cât se ridica mai repede și începea să sugă de la maică sa, primea putere, primea energie și era capabil să fugă de prădători. E logic. Nu mă interesează unul care stă acolo bleg și moale și trebuie să mă chinui lângă el, să-l ridic, să-i bag tina în gură, să mă chinui să-l fac să sugă. Aceia sunt viței cu o viabilitate mai mare. Este direct legat de greutate la fătare și ușurința la fătare. Cu cât fată mai ușor, cu cât are greutate mai mică la fătare, cu atât are viabilitate mai mare. Cu cât e mai mare, ca și copiii. Cu cât e mai mare, de regulă e mai bleg, mai moale, mai... trebuie să te ocupi mai mult cu ele. Și dacă ai, nu uitați că ei au 20, 30, 40 de vaci. Dacă cu fiecare vițel trebuie să facă chestia asta, e posibil în 5, 10, 15, 20 de ani să se lase de meserie. Și ei sunt maratoniști agriculturii. Cristianule, cam tu de câți ani te ocupi de vaci? De când te știi? Ia zi, de când te știi? 30 de ani. Înțelegeți? De asta vă spun. Deci ăștia sunt maratoniști agriculturii, nu sunt sprinterii. Nu sunt acum da, mâine nu. Păi... Deci trebuie să facă lucrurile să funcționeze, să reziste cât mai mult. Fără să se obosească. E un stil de viață practic pentru ei. Deci să vină cu plăcere să facă ceea ce fac. În momentul în care începe să devină un chin, tot ceea ce fac, se chinuie să ridice vițelul, să ridice vaca, se chinuie să o facă să rămână gestantă, se chinuie să... o grămadă, că ia multe chinuri în viața asta, vor renunța. Și atunci noi încercăm, prin chestia asta, simplă,
să-i facem să aibă viața mai simplă, mai ușoară. Și să câștige bani, că până la urmă despre asta e vorba. Avem incidență căderi calciu la fice. Ia uitați, 94-111, da? Ușor mai sensibil, nu foarte sensibil, ăsta este foarte rezistent. Deci este modul prin care vaca respectivă știe să-și gestionează rezerva de calciu din organism. În momentul în care vaca nu știe să-și gestioneze bine rezerva de calciu din organism și fermierul mai face și greșel, că suntem oameni și mai greșim și noi, aceste animale cu siguranță că vor face cădere de calciu. În această combinație nu. Bun. Am rezolvat-o din punct de vedere a funcționalității. Deci am discutat lapte, am discutat carne, am discutat funcționalitate. Acum, pe lângă asta, ca să fie lui drag când intră graș, e foarte important să fie și frumoase, pe lângă că sunt funcționale, mă înțelegeți? Și atunci le luăm așa. Ia uitați. Avem multe criterii. Dacă s-ar face chestia asta la bărbat, nu știu sincer zău cât mai a putea să aibă viței pe copii pe lumea asta, că este foarte greu. Dar la animale suntem foarte, foarte exigenți și nu-i ușor. Ia uitați. Analizăm conformația animalului din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere a înălțimii, a lungimii corpului, lărgime crupă și adâncime trunchi. Ne dorim niște animale funcțional vorbind, eu cunosc situația la el, îi trebuie niște animale medii spre ușor mari, dar cu picioare foarte bune și sănătoase și cu ulgeri foarte bune, corect? Bun. Și atunci aia trebuie să-i oferim. Dacă mi-ar fi cerut supermodels, atunci aia aș fi oferit. Deci programul de ameliorare nu ți-l face o societate de ameliorare, decât liniile generale. Programul de ameliorare și-l face fiecare fermă, fiecare fermier în ferma lui, pe banii lui. Adică ce-și dorește și ce crede el că funcționează bine la el. Degeaba îi dau animale de 1,50 și o tonă. Pentru că în zona lui, zona de deal, este foarte greu să se descurce asemenea animale. Dacă ar fi fost pe zona Radului, cu teren drept, cu paturi de odihnă foarte moi, cu asistență veterinară foarte bună, ar fi fost simplu. Dar în cazul lui nu. Și atunci trebuie să ne adaptăm la ceea ce poate el să ofere. Și ne concentrăm pe chestia asta. Deci, ia uitați. Deci, repet, nu trebuie să întărim minusurile și nu trebuie să întărim plusurile. Și trebuie să slăbim minusurile. Adică ceea ce are unul bun, să aibă și celălalt. Ceea ce unul are minus, să aibă celălalt plus. În așa fel încât să meargă în direcția bună. Asta înseamnă ameliorare până la urmă. Vă înțelegeți? Adică generația care vine să fie mai bună decât generația parentală. În momentul în care noi, din punct de vedere genetic și productiv, facem regres pe generația copiilor, înseamnă că n-am făcut nimic progres genetic. Înseamnă că am făcut regres genetic. Și sigur că ne costă, pentru că intervalul între generații la vacă este foarte mare. Deci am făcut acum o greșeală, astăzi. Și ne va afecta peste 5 ani de zile și noi o să ținem vaca respectivă 10 ani de zile. Probabil, da? Deci înseamnă că pe următorii 5 ani de zile facem investiții în ea și constatăm și ducem toată suferința și durerea încă 10 ani de acolo înainte. Așa că e foarte importantă ziua asta și e foarte importantă decizia pe care o luăm astăzi. Și nu uitați că ăsta e un exemplu, dar el, de exemplu, are acasă, are 40 de vați, să zicem, da? 30, 20. Face pe toate aceeași greșeală sau aceeași lucru bun. De-aia e foarte important astăzi cu cine stai de vorbă, cine îți alege taurul partener. Dacă este în cunoștință de cauză, a fost la tine în fermă, ți-a vizitat ferma, știe ce condiții ai, știe ce condiții poți să oferi și știe dacă, adică te poate ajuta imparțial să faci alegerea bună sau mai puțin bună. Și e în mâna ta, pur și simplu. Uitați, vă dau un exemplu, da? Aici avem toate. De la întindere uger, la lungime sfârcuri, la grosime sfârcuri, la toate cele. Ia uitați. Să zicem că taurul ăsta are adâncime uger destul de mică, vedeți? Are 90. Vine ăsta altul și are 99. Deci va fi puțin ugerul coborât, dar nu foarte mult, va fi în regulă. Dacă mă duc la lungime sârcuri, ia uitați, că nu este animal perfect, să știți, nici om perfect nu există, dar încercăm să ducem spre perfecțiune cumva. Așa este valoarea, exprimată valoarea optimă a caracterului.
în cazul acestui taur, vedeți că are tendința să facă țâțele puțin mai scurte, în timp ce ăsta le face optime. Și atunci, combinația dintre acești doi tauri va avea sâcuri optime spre ușor, ușor scurte. E ok pentru mine, da? Mă uit la orientare, sfârcuri, da? Astea le are ușor convergente. Deci când ugerul este așa, ele sunt ușor așa, înăuntru. Mă uit aici și va fi bine. Vedeți? Și orientare și încerc. Vedeți aici corectitudine sfârcuri, înseamnă că, în mod normal, vaca are patru sfârcuri, pentru că atâtea mașoane are aparatul de mus. Sunt unele rase și sunt unele unitauri care transmit sfârcuri suplimentare, adică 5, 6. Doamne ferește să se întâmple ca acel al 5-lea și al 6-lea sfârc să fie funcțional. Adică să aibă țesut mamar, pentru că nu se munge respectivul sfârc și atunci te trezești că face mamită. Și taurii, când ajung aici la noi, întotdeauna, ăsta este unul dintre primele criterii, în momentul în care s-a născut, se întoarce cu burta în sus și se verifică numărul de sfârcuri. La taur, nu la vacă. Pentru că aia va transmite mai departe. Și toți cei care au sfârcuri suplimentare se elimină din start de la reproducție. Nu se păstreau. Și atunci am ajuns în decursul anului, în 20-30 de ani, că și noi, acum 30 de ani, se cunoștea că simmentalul învățata se mulgea greu, avea sârcuri lungi, avea viteză mică de cedare a laptelui, avea sârcuri suplimentare. Nu mai e cazul. În momentul ăsta nu mai e cazul. La ora actuală, aproape toți taurii, putem să ne uităm la care vreți dumneavoastră, avem un uger gras, fără sârcuri suplimentare, nu mai e cazul de sârcurile la foarte groase, foarte lungi, viteză de cedare a laptelui lentă. Asta a fost motivul mai de mult, acum 30-40 de ani, pentru care unele țări, și dacă e cazul, și dau nume, că nu mă jenez de chestia asta, că cunosc bine situația, cum e Elveția, cum e Franța, au făcut infuzie foarte mare pe bălțată cu Red Holstein. Unii știu când să se oprească, pentru că nu-i totuna să faci infuzie, adică să vii cu anumite caractere pozitive într-o altă rasă și să le fixezi și după aia să te duci în rasă curată mai departe, dar să păstrezi rasa, sau să faci încrucișare de transformare. În momentul în care, așa cum au făcut elvețienii, de exemplu, au venit cu foarte mult Red Holstein, la ora actuală au peste 70-80% Red Holstein în populația de Simmental și zic Flecric Helvețian. Dar... numele. Și aș întreba, nu-i tot una să ai apă în vin sau vin în apă? Când ai foarte mult Red Holstein, când ai 70% Red Holstein sau 80% Red Holstein și ai 20% Simmental. Cum poți să-l numești? Să-l numești bălțată elvețiană sau să zici mai bine Red Holstein elvețiană? Red Holstein. Logica și bunul simț așa ar trebui să ne spună. Da? Ei, din păcate, câteodată ne lipsește chestia asta. Efectiv, total. Francezii pe Montbéliard au făcut aceeași chestie, să știți. Au infuzat pe rasele lor locale, au infuzat destul de mult Red Holstein și din cauza asta, la ora actuală, Montbéliardul este o rasă, este considerată o rasă din tulpină Simmental, dar este o rasă orientată spre lapte pentru că tăurașii nu se mai testează, pentru carne sunt mai subțire. Cei care colectează vițe știu chestia asta și în momentul în care îi se aleagă între un vițel de bălțată și un vițel de Montbéliard, dacă le trebuie pentru îngrășare întotdeauna vor opta pentru bălțat pentru că se îngrașă mult mai bine. Montbéliard având un procent de sânge de net, o să mai mare. Cam despre asta e vorba. Și atunci mă uit la aceste două chenare. Deci acești tauri. Deja știu ce culoare vor fi fițele lui. Ia uitați. Vor fi 53% vor fi roșii și 48%. Vor fi 36% roșu deschis, pal, 36%. Vor fi 11% galbene, 16%. Deci sunt unii crescători care interesează inclusiv culoarea ficelor lor. Sunt animale, ia uite, îl întreb pe Cristian aici, ce va ce fac, ce culoare să fie? Asta scoate, mai roșu închis, cât mai închis. Deci lui îi plac animale de genul ăsta. Am alții care le place culorile mai deschise, cu stropite. Aici în ring o să vedeți tot felul de tauri, de la galben până la roșu închis, se numește vișină putredă. Avem toate variantele. Dar, din punctul meu de vedere ca specialist, recomand să nu se facă creșterea animalelor după culoare. Asta era o chestie ancestrală, așa au început să se formeze rasele. Prima dată oamenii au selectat animale după aspectul fizic și după culoare. Că erau blonzi, că erau bruneți, că erau roșcați, în fine.
la ora actuală trebuie să depășim momentul ăla, pentru că asta a fost acum 100 și ceva de ani, 200 de ani, în momentul în care au început să se formeze rasele. Cum îi identifica? Că avea o dungă albă pe spate, da? Și atunci, aia știa că este Hereford sau știa că este Pinsgau. La momentul ăsta nu mai suntem la nivelul ăla. Deja trebuie să lucrăm la chestii mai fine, mult mai fine. Să vă dau și ăsta exemplu, că e bine să-l știi. Pentru clienții dumneavoastră. Avem culoarea capului. Culoarea capului la ficele taurului respectiv. Ia uitați. Elfer, de exemplu, are 45% dintre fice care vor fi cu cap de culoare albă. Vor fi 22% care vor fi oakeș, adică cu o pată de culoare. Și vor fi 33% care vor fi cu pete de culoare imediat. Pe ambii ochi. La fel și din coace. De ce e importantă chestia asta? Pentru că s-a observat că, în general, animale care au pete bioculare atât la vacă cât și la oaie, se comportă mai bine în condiții de pășune decât cele care sunt fără pată. Și vă spun și de ce. Aceste pete de culoare fac ca zona respectivă, fiind o culoare mai închisă decât albul, să atragă căldura, radiația solară, mă înțelegeți? Și zona respectivă se încălzește mai puternic și au tendința insectele să nu stea pe aceste animale. Asta înseamnă că vor avea mai puține afecțiuni oculare decât cele care sunt de culoare albă. Mai mult decât atât, poate ați văzut că în zonele cu radiație solară foarte intensă, oamenii și, în general, animale sunt de culoare mai deschisă. Ați observat chestia asta. Deci alb se preferă galben deschis, nu se preferă negru. Deci animalele de culoare neagră nu sunt indicate pentru zonele foarte, foarte călduroase. Deci din ce cauză? Pentru că atrag foarte multă căldură și asta înseamnă că animalul respectiv, din punct de vedere a temperaturii corporale, se va supraîncălzi. Și la rasele acestea, bălțate, deci cu cap de culoare albă, că asta este bălțata, se poate observa uneori, în unele situații, albul știți că reflectă radiația solară. În unele cazuri reflectă radiația solară în globul ocular și atunci au tendința să facă cancere oculare. Din cauza asta, dacă aveți animale de pășune, știți că faceți un sistem de exploatare extensiv sau semi-extensiv, vă recomand personal animalele oacheșe și la oaie la fel. Deci animale oacheșe și o să aveți mai puține probleme. Astea sunt lucruri de finețe. Ce mai observați la tauri? Foarte interesant. Fiecare dintre taurii care este evaluat, aici este și numărul de fice, îl vedeți? Pe fiecare taur în parte, ia uitați aici. Da? Este evaluat inclusiv după pretabilitatea la funcționare la robot de mult. Pentru că asta este tendința, trebuie să mergem în tendință și trebuie să ne adaptăm la ceea ce este. Nu înseamnă că nu se pot munge cu aparatul de muncă sau cu mâna. Dar pentru cei care optează pentru robot de muncă, este important animale pe care le vor construi. Că de fapt noi acum ce facem? Punem o vază, da? Și după aceea construim pereții și punem și acoperișul dacă e cazul. Și facem și vilă dacă trebuie și facem și complex turistic. Ce vreți dumneavoastră? Important cu ce vrea să vină omul concret. Și atunci sunt tauri care se pretează pentru robot de muncă. Asta înseamnă că au o anumită formă a ucerului, un anumit temperament, o anumită viteză de cedare alată. Iată cât de importante toate chestiile astea ca lucrurile să meargă bine.